Nu așteptam această decizie și după cum a fost motivat recursul depus de prefectură, pentru că nu s-a respectat cadrul legal, legislația în vigoare, și cred că inclusiv instanța a decis în favoarea localității. De aceea eu mă bucur pentru această decizie, fiind o decizie în favoarea localității. Deci cel mai mult de câștigat va avea din această decizie localitatea. Deoarece proiectele care sunt foarte importante pentru localitate, pe fonduri europene, vor merge înainte. Nu, și sper să recuperăm foarte urgent timpul pierdut în vară, în perioada în care eu am fost demis. Povestea suspendării primarului din Poarta Albă și are originile în decizia Agenției Naționale de Integritate de a-l declara incompatibil. Urmarea acestei decizii, prefectul Constanței l-a demis din funcție. Edilul a atacat în instanță actul administrativ, având câștig de cauză atât în septembrie la Tribunalul Constanța, cât și marți, prin decizia Curții de Apel Constanța. Instanța îl obligă pe prefect să-i plătească lui Vasile Delicoti și cheltuielile de judecată în valoare de 1240 de lei.